Ziua de sâmbătă, 30 martie, a fost una importantă pentru istoria recentă a clubului sportiv al Armatei Steaua. Clubul din Bulevardul Ghencea a câștigat sâmbătă ediția de debut a campionatului național de alergare montană de ultramaraton la masculin, atât la individual cât și pe echipe. La individual, aurul a fost câștigat de către Leonard Albert Mitrică, iar pe trei a terminat tot un sportiv de la CSEA Steaua, Alin Ionuț Zincă. Tot în proba individuală, Viorel Palici s-a clasat pe locul 4, iar Raul Butaci a terminat pe 20. La echipe, CSEA Steaua a terminat pe locul 1 și a devenit prima campioană națională din istorie la alergare montană de ultramaraton la masculin. Întrecerea de sâmbătă a avut loc la Șuncuiuș, județul Bihor, și a fost organizată de către Federația Română de Atletism și organizatorul local ASXTERA Sport Bihor. S-a alergat pe distanța de 52 de kilometri cu o diferență de nivel de 2450 de metri. Pentru mine personal reprezintă al treilea titlu de campion național cu echipa, adică campion național la scurtă distanță, lungă distanță și de data aceasta la ultramaraton. Pentru Leonard Mitrică ce înseamnă? O calificare la campionatul mondial și un viitor strălucit ținând cont de ce oameni au fost la startul acestei ediții de campionat național. Prima, de altfel, este primul campion național de ultramaraton al României, ultramaraton montan. A fost o cursă strânsă, până la kilometru 30 s-a mers destul de constant, am fost un grup de 5 persoane inițial. Când am început să am o distanță față de cel din spate, mi-am păstrat ritmul și în cele din urmă am terminat cum mi-am propus și cum mi-am dorit, de fapt, să câștig acest campionat.